Bine v-am găsit! Vremea va continua să fie și astăzi, în general plăcută și caldă, pentru început de noiembrie. În prima parte a zilei și noaptea însă, pe alocuri în zonele joase de relief, îndeosebi din centrul, estul și sud-estul teritoriului, vor mai fi condiții de ceață sau nori joși și cu totul izolat posibil burniță. Dar, pe parcursul zilei, cerul va fi variabil și ne vom bucura de multe momente însorite. Din orele serii, înnorările se vor accentua treptat și în regiunile vestice și nord-vestice și local vor cădea câțiva stropi de ploaie. Vântul va avea intensificări temporare în Banat și în zona montană înaltă, precum și în partea de sud-est a țării, în rest va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 și 22 de grade. La munte, temperaturile se vor menține peste valorile specifice perioadei. Cerul va fi variabil în timpul zilei, iar înnorări și ploi slabe se vor semnala în cursul nopții pe arii restrânse în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste, mai ales în masivele sud-vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 grade în Ceahlău și 15 grade în Poiana Brașov și Predeal. În capitală, vremea va fi în continuare caldă pentru începutul lunii noiembrie. Trecător vor mai fi nori joși, dar în cea mai mare parte a zilei cerul va fi variabil și vom avea parte și de momente însorite. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi minunată să aveți!